materie de piața muncii și inovare, România are locul 78 în privința pieței muncii și 75 în materie de inovare. 95 în privința eficienței folosirii talentului uman. Asta este măsura grijii și inteligenței pe care a demonstrat-o guvernul Ponta, ambele în ghilimele, față de resursele umane, față de talentele acestor cetățeni români care nu sunt reprezentați la ora asta. Locul 95 a obținut guvernul. Ce spun aceste cifre? Spun ceea ce spunem și noi de mult. Guvernul a ratat orice reformă. Orice reformă instituțional-administrativă, în materie de sănătate, în materie de educație, în materie de economie, deși să laudă guvernul că are economie bună. Domnilor, creșterea economică se datorează celor 2-3 ani agricoli foarte buni. Domnule președinte, doamnelor, sunt onorat că în această viață am putut să lucrez cu distinsele doamne de la Oana până la Rodica și cu dumneavoastră, construind o societate mai bună pentru noi toți. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc mult de tot. Sunteți niște femei cu adevărat valoroase și extrem de importante în societatea românească dacă vrea să fie o societate europeană, care să aibă niște valori, nu doar pe hârtie, ci care să fie impuse prin respect și prin credință că o femeie întotdeauna este egală cu un bărbat și câteodată un pic mai sus. Eu vreau să vă felicit. Vreau să vă felicit pentru determinarea, răbdarea și calmul de care ați dat dovadă în toți acești ani pentru a atinge niște obiective pentru o societate normală. O societate cu valori europene în care să fim respectați, indiferent de sex, în fiecare zi. În acești 10 ani am construit împreună multe lucruri. Ne-am implicat în bătălii electorale, am câștigat alegeri, am fost alături de zeci de mii de copii și de familiile care au avut nevoie de sprijin, am inițiat proiecte de legi, am promovat principii, am reușit să impunem respectul pentru femeie și statutul ei în societate, ne-am bătut, ne-am luptat pentru demnitatea fiecărui român, am promovat tradițiile și identitatea noastră națională. Organizația Femeilor Social-Democrate este în primul rând importantă pentru mesajul pe care îl transmite în societate în fiecare zi. Am muncit pentru a putea face acțiuni în beneficiul româncelor și al românilor. Am inițiat o serie întreagă de programe și spunea aici Viorica de Pactul pentru Demnitatea Femeii. Să nu uităm de liniile strategice până în 2020 prin programul Românca în 2020, Manifestul European al Femeilor Social-Democrate din România. Am reînființat Agenția pentru Egalitate de Șanse și, desigur, de curând, acum 2 săptămâni în guvern, am aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Convenției de la Istanbul.